olăritul sau dogăritul sunt două meserii vechi de când lumea. Chiar și așa, tot mai puțin tineri vor să mai facă o meserie din asta. Suntem aici cu bunica profesorului nostru, deci meștera meșterilor, cum spunem noi, olăreasa șefă, să spunem așa. Dânsa este olar profesionist. Mai sunt olari? Nu mai sunt, că de când a ieșit asta de plastic, a rămas olăritul, că se bucura că e mai frumos, artizanat, cu tare. E, acum a devenit de să cată oale și n-are cine mai face. A spus că mama dumneavoastră nu vă lăsa, nu a vrut să vă lase să olăriți. Și dumneavoastră ce ați făcut? Mă seam pe furici când era ea acasă, până m-am învățat singură, că ce-ți place în viață, nu-i nevoie de, nu-i nevoie de te bat altul la cap. Înveți și am învățat. Ați furat meseria? Am furat-o. Meseria se fură. Cei mi se arată încântați de activitatea în sine? Da, sunt la început curioși, după aia încep să prindă și drag de meserie așa. Și dacă nu o să învețe carte, o să învețe meserie. Lucrate manual, farfuriile și cănile de lut s-au vândut foarte bine. Ce v-ați cumpărat? Vase de la Coșești. Ulcele. Ne arătați și nouă? Colecționați sau le țineți de decor sau le și folosiți? Cred că de decor mai repede, că sunt foarte frumoase. Tradiția românească își spune cuvântul. Foarte curioși au fost cei mici care au vrut să vadă cu ochii lor cum se realizează vasele de lut. Așa că nu au stat pe gânduri și s-au pus pe treabă.